Șeful forțelor aeriene române spune că dacă se respectă calendarul din acest moment, în mai puțin de un deceniu am putea vedea primele F-35 cu cocardă tricoloră. Primele aeronave F-35 românești ar trebui să zboare cu piloți români pentru pregătire în 2030. Asta în America. În America, da. Pregătirea piloților, pregătirea personalului tehnic să înceapă și mai devreme și nu numai în America. Forțele aeriene române vor să cumpere F-35A, varianta fără aterizare pe verticală a multirolului american. Acesta este cel mai modern aparat de vânătoare, de fapt o platformă cu senzori de ultimă generație, invizibilă pentru radare. Deocamdată șefii aviației nu vor să spună câte avioane vor fi contractate și deci nu putem estima costurile. De exemplu, Polonia a contractat în urmă cu câțiva ani 32 de aparate F-35A și plătește pentru întregul pachet 4,6 miliarde de dolari. Dacă vorbim despre numere, evident că nu vă pot da un număr, dar undeva tot către 3 escadrile ne ducem. Analiștii militari susțin că pentru a avea primii piloți de F-35 în 2030, România ar trebui să semneze contractul anul acesta. Procedura nu este tocmai simplă pentru astfel de achiziții, fiind necesară și aprobarea Congresului American. De asemenea, operarea, nu doar cumpărarea unui astfel de avion, este foarte costisitoare, avertizează generalul în rezervă Victor Strâmbeanu, fost pilot de vânătoare și fost director la cartierul general al NATO. Această capabilitate ar aduce România în rândul țărilor care contează. Mă tem că România va achiziționa această capabilitate atunci când aliații, ca și cu F-16, se vor pregăti să le scoată din exploatare. Într-o țară în care vorbești de tăieri, de pensii, de înghețări de salarii, de blocări, de angajări, să faci o promisiune pe un timp, în termen așa scurt, 7 ani, adică să ai în 2030 o asemenea capabilitate, dați-mi voie să fiu realist. În prezent, armata română se bazează pe 17 avioane F-16, însă a mai cumpărat din Norvegia 32 de astfel de aparate aflate în uz, cu resurse pentru încă 10 ani. Toate cele 3 escadrile de F-16 ar trebui să fie operaționale în următorii 3 ani.